Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Cosmin Iancu, fermier. Bună dimineața, domnule Iancu! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Tânăr fermier, a trebuit să, să spun. Sunteți un fermier care a preluat, într-un fel, afacerea familiei. Ce vârstă aveți, dacă îmi permiteți să vă întreb? <laughs> Vârsta pe care o am, am 25 de ani. Și la această vârstă conduceți o. sau mă rog, vă ocupați da. de o afacere agricolă de familie, adică este o. din tată în fiu, să zic așa? Așa este. Este o afacere pe care o pot uh, cataloga ca fiind la a treia generație. Uh -huh. Această afacere a fost începută cu mult timp înainte de către bunicul meu. Ulterior, bineînțeles, alături de el a venit și tata, și nu în ultimul rând eu. Sunt inginer agronom și care am și am absolvit un program de master de agricultură durabilă și în perioada ce urmează aș vrea să încep studiile și pentru lucrarea de doctorat pentru că sunt o persoană care a fost educată și a mers pe premisa că Lucrurile trebuie făcute bine de la început și lucrurile făcute bine trebuie să fie fundamentate de știință. Cu atât mai mult că lucrăm în agricultură. Păi și la 25 de ani când alți tineri uh, au activități probabil mult mai uh, recreative și mai distractive, dumneavoastră... Uh, mă recreez în câmp. În câmp. Asta e. Care de... e condiția unui tânăr fermier? Acum nu vă întreb neapărat în termen de succes financiar, că asta până la urmă e treaba și răspunderea fiecăruia. Cum arată o zi din viața dumneavoastră de tânăr fermier, așa o zi normală să o descriem? Că, a, a, mărturisesc că ăsta e și motivul pentru care v-am invitat, pentru că publicul poate are o imagine despre fermieri așa, într-un șablon. Și cred că e bine să arătăm că există mai multe tipuri de fermieri. Iată dumneavoastră, sunteți a, din categoria tinerilor fermieri care aveți răspunderea unei afaceri pe care trebuie să o conduceți aproape de la A la Z. Cum arată o zi normală din viața dumneavoastră? Să știți că agricultura și tot ce înseamnă de fapt agribusiness în primul rând se poate face cu succes în momentul în care îți dorești și îți place. Nu este o meserie ușoară nu este ceva care poate fi făcut de oricine ca de altfel orice altă meserie. Dacă nu pui sufle, dacă nu îți place pe principiu dragostea cu sila nu se poate. același lucru vă place se pare exact același lucru A se întâmplă și agricultura. La un moment dat în... În adolescența dumneavoastră de drumul pe care îl veți urma uh, profesional. Da, la un moment dat eu începusem studiile la uh, Facultatea de Drept, însă mi-am dat seama că adevărata mea dragoste este agricultura. Pentru că de mic copil mergând la câmp, de mic copil crescând printre utilaje, crescând cu băieții, cu angajații noștri din fermă care lucrează la noi de peste 20 de ani, deci, iată de -o, sunt deoseamă cu mine. Eu am crescut sub ochii, ei, ochii lor, și ei au îmbătrânit alături de mine. Am simțit această chimie cu agricultura. Practic, am fost virusat de acest. La ce oră începeți activitatea? Haideți să vă aduc înapoi să... la discuția la despre. Da. Hai să zicem așa, în termeni concreți de da. programul zilnic. Activitatea în fermă începe la primele ore, asta însemnând eu la ora 7 sunt în fermă, avantajul este că ferma este și foarte aproape de, de locuință, fac 2 minute, 3 minute uh -huh. cu mașina și acest lucru îmi permite bine, de multe ori când stați și în câmp și la birou, cum vă împărțiți activitatea? Da, în primul rând activitatea începe, cum îmi place mie să spun la centru de comandă, unde facem organizarea să știți că problema care este problemele apar atunci când avem aceste perioade de foc, când sunt suprapuse lucrările, atunci este imperios să existe o corelație și o educație în cum organizăm munca cum organizăm munca. Apar situații neprevăzute, sunt perioade, să zicem, mai calme, de acalmie, în care lucrurile, să zicem, se desfășoară normal și sunt săptămâni când... De foc, zi lumină. Bubuie totul. așa ne place nouă să spunem. Și ca să revin la ceea ce m-ați întrebat, în primul rând ne organizăm la fermă și după aceea, bineînțeles, mergem în câmp unde monitorizăm cu atenție toate lucrările pentru că asta e, frica păzește pepenii. Aveți o fermă vegetală, o fermă de familie. Ce suprafață lucrați? În Momentul de față, aproximativ 1100 de hectare. Pe de raza că... a două comune, grădiștea și În județul Ilfov? Ilfov. Și teren în arendă și teren în proprietate. Exact. Nu? Ca și proporție, 80% în arendă, 20% în proprietate. Suntem într-o perioadă de foc acum, că vorbeați de, de acele perioade, pentru că practic suntem în, în, faza de început a campaniei de recoltat. Recent ați intrat la grâu, nu? Așa este. Cum arată culturile în acest moment? Uh, hai să vorbim întâi de culturile de toamnă, grâu, rapiță și apoi uh, cele de primăvară, porum și floarea soarelui. Uh, ce așteptări aveți la, pentru producțiile din acest an? Ca să vorbim despre aceste culturi, trebuie în primul rând să ne raportăm la contextul climatic pe care l-am traversat în acest an. Sigur, poate nu un an precum 2019-2020, dar un an extrem de sărac în precipitații, un an care sigur că pe, în marea majoritatea zonelor de producție din țara noastră nu, rezultatele pe care vor fi obținute nu vor fi unele, zic eu, satisfăcătoare. În momentul de față, într-adevăr, tocmai ce am declanșat campania de recoltare, nu vreau să arunc cifre pentru Dar că... Dar nu, 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 nu putem vorbi de nivelul de anul trecut. Nu, nu, nu. Deci nici nu, dacă îmi dați voie să spun, ce producție ați nici, avut nu suportă, nici nu suportă comparația Anul trecut am fost pe la un 7200 de kilograme, deci anul trecut a fost un an într-adevăr excepțional. excepțional, un an în care rezultatele au fost bune, atenție la toate cele patru culturi, atât Asta culturile de doamnă, rar. foarte rar, sunt de, că de multe ori de asta se, se împarte riscul și da. nu știi ce merge și de aceea este bine să mergi și pe culturi de toamnă și pe culturi de primăvară. Prețul anul acesta la grâu de exemplu cum se anunță? Ha, prețurile într-adevăr sunt o loterie, o joacă pe care Uh, nu știu. Nu prea poți nu știu să cum, faci Da, nu, nu sunt lucruri pe care chiar de multe ori uh, sunt peste înțelesul fermierilor. Sunt, uh, a, a, de aceste, ce la un moment dat prețul e așa? Sus, sus. Da, și, la un sunt dat, aceste jos... jocuri de culise, aceste jocuri de, de uh, cum să le spunem, de uh, interese, uh, care. Ne fac pe noi fermierii să nu mai știm ce să gândim. Sunt foarte multe informații. Piața, de fapt, bursa, că la bursă se, se fac prețurile, este extrem de influențată de orice știre. Și e o perioadă complicată. Într-adevăr, există foarte mulți factori care influențează momentul de față bursă. Vorbeam de greu. La rapiță? La rapiță, chiar înainte să începem discutam, volatilitatea pe piața rapiței este una fantastică Și vorbim de o cultură la care fermieri în general, cei care fac rapiță, cultivă rapiță, fac performanță, investesc și se așteaptă și la profit Adică istoric prețul rapiței a fost mai degrabă bun, să zicem așa, pe medie da. multianuală ori anul ăsta, situația e dramatică în acest moment. Nici anul acesta an nu cred că va fi un preț rău. Sigur că nu va fi un preț uh, wow, având în vedere costurile de producție pe care fermierii le-au avut în acest an. Trebuie să ne aducem aminte P că. Haideți să le spunem, da. poate și celor care ne privești, și care nu sunt fermieri sau nu au legătură directă cu agricultura, dar sunt susținători ai sectorului agroalimentar românesc, ce a însemnat în, în termen de creștere de costuri de producție anul acesta pentru dumneavoastră. Păi, în primul rând dacă ne gândim la tot ce înseamnă componenta de tot ce înseamnă inputurile inputurile reprezintă unul dintre cele mai mari costuri din costurile de producție pe Greș care noi aminte, fermierile le avem de semințe și particularizând și luând o pe fiecare în parte, dacă ne gândim numai la îngrășăminte, nici nu mai amintesc de, de toate celelalte produse de protecție a plantelor, dar numai dacă mă gândesc la îngrășăminte, discutând despre o creștere de peste 300% la anumite produse față și, de anul trecut. Față de anul trecut. Și un exemplu care pot să vi-l spun și este cel mai lovven pentru toată lumea, anul trecut o mașină un camion de uree costau undeva în jur de 35-40.000 de, de lei, iar anul acesta a fost peste 150.000 de, de lei. Da, deci adică discutăm. E susțin, concret, adică eu, eu... E un calcul la a fost 300, a fost 300 de mi la talpa da. plugului, a fost 300 de milioane, a, o mașină de îngrășământ a fost 1 miliard și jumătate în și lei sigur vechi, da. în lei vechi și sigur că mai ales pentru că sunt convins că ne urmăresc cu mulțime de fermieri care au trecut prin aceste furci caudine ale. Super, adică sunt niște. Mulți nu și-au revenit, sunt cu, cu finanțele fermelor în aer din cauza acestor Într-adevăr, și din păcate asta se întâmplă an de an, și este o doleanță a mea personală și a foarte multor fermieri, faptul că în momentul în care se ajunge în pragul campaniei de recoltare, prețurile se duc în cap. Dacă urmărim bursa ce se întâmplă de câteva zile când a început acest iureș al recoltatului, vedem numai minus, 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 minus. Și, din păcate, se ajunge la această veche problemă a faptului că fermierii nu sunt capitalizați, nu pot să păstreze marfa, nu pot să jongleze și ajung de fiecare dată la mâna traderilor, sunt forțați să vândă pentru că au nevoie de un cash flow ca să-și asigure da, proprietatea. Nu au capacități de stocare. Băncile nu-i finanțează. automat, și, atunci, și de aici vă dați seama că nu știu, semne bune anul nare. Vreau să merg pe firul discuției, dar mi s-a părut că o, o, o mențiune importantă, și vă pun acum această întrebare. Sunteți tânăr fermier, foarte tânăr fermier, aveți răspunderea unui business de familie, iată, la treia generație de fermieri. Sunteți un tânăr implicat în zona aceasta de reprezentare a intereselor fermierilor, faceți parte dintr-o structură de conducere a unei asociații de fermieri la par Ce credeți că ar trebui făcut și până la urmă ce vreți dumneavoastră să faceți ca să-i reprezentați pe fermieri și care sunt obiectivele dumneavoastră din punctul ăsta de vedere Discutând evident și de problemele pe care tocmai le-ați menționat și care se confruntă toți fermierii din România Ce vă mână în luptă ca să întreb direct domnul Macovei, dacă ne-am apucat să înșirăm problemele cu care sectorul se confruntă, nu știu, cred că da, da, 30 facem. de minute cât avem noi aici la agrostrategie ar fi da, doar capitolul 1, da, ar trebui da. să facem un serial. Exact, ar fi de un serial, însă trebuie ce trebuie, adică scurt, unde vreau să atrag atenția, este faptul că vine o nouă politică agricolă comună. Vin lucruri noi pentru fermieri uh, atât, pentru, atât pentru cei informați Cât și pentru cei mai puțini informați Și de aceea este bine ca Să fim sau să încercăm Să fim într-un număr cât mai mare grupa sau uh, Să existăm sub umbrela unei astfel de formațiuni deci Fie că se numește la miza. par Fie că se numește oricum altfel Asta este miza Să fim cât mai mulți Pentru că uh, vedeți dumneavoastră dacă discutăm despre ce înseamnă Green Deal, dacă discutăm despre ce înseamnă Farm to Fork, dacă discutăm despre ce înseamnă să reducem pesticidele cu 50%, să reducem produsele de protecție a plantelor. În, cu în 20%, condițiile în care noi suntem la jumătatea, de, din, jumătatea mediei din țările dezvoltate. Suntem, dacă îmi dați voie, chiar sub, sub jumătate. jumătate. Noi avem 600 de grame, media Uniunii Europene este undeva în jur de 2,2 kg. Adică e un dublu standard din punctul dumneavoastră de vedere. Adică sunt lucruri unde Cred eu că asociațiile de fermieri ar putea să lucreze alături A, sigur. de noi de fermieri, alături de persoane specializate, ar putea să, să se ducă și să spună, domnule, nu se poate, noi suntem cu, domnul uh, Macovei, fertilizăm cu 40 de kg de azot substanță activă la hectar, suntem pe ultimul loc din Uni Uniunea Europeană și noi discutăm despre reducerea fertilizanților? Cum este posibil așa ceva? Și, și, și mai mult decât atât, că poate pentru publicul larg, fertilizant nu înseamnă mare lucru. Discutăm de asigurarea securității alimentare în condițiile în care vedem ulei, pâine, ce se întâmplă, în condițiile în care... păină Sigur. și așa mai departe. Nu, nu zic mai departe că sectorul vegetal, că lumea, iarăși, este o chestie foarte importantă. Sectorul vegetal nu înseamnă numai alimentele pe care le produci din plantele respective, că vorbim făină, pâine, mălai sau mai departe ulei. Discutăm de faptul că sectorul vegetal este cel care dă hrană și animalelor mai departe în zootehnie. Adică sectorul vegetal, până la urmă, dă pe lanț și lapte, și carne, și ouă, și ce vreți dumneavoastră. E, e, e veriga primară. Și A... dacă îmi dați voie, să, ca să fac așa o completare la ceea ce ați spus dumneavoastră. Trebuie să ne, să ne raportăm la acest context geopolitic în care ne aflăm, în contextul în care avem un război sigur. care a perturbat complet tot ce înseamnă activitatea noastră a oamenilor de rând. Nu mai discutăm despre ce înseamnă lanț alimentar și așa da. mai departe. Și a, a, am simțit cu toții în, în, să zicem, în tremurile pe care le-am văzut. Inclus, în coșul sigur. de la cumpărături. Scumpiri, penurie pe unele zone. Ne amintim de criza uleiului. Sigur, cât a fost... Reală sau cât a fost artificială e o altă discuție dar am trăit-o adică am văzut magazine siguranță. rafturi goale Cu siguranță Și sunt convins că astfel de evenimente se vor repeta Se vor repeta având în vedere faptul că acest conflict Nu cred că se va încheia curând Având în vedere faptul că Am depășit cifra de 8 miliarde de suflete pe acest pământ Deci Acest Presiune lucru ne atrage Atenția Faptului că avem nevoie de, adică consumul este într-o continuă creștere. Noi trebuie să producem mai mult, nu mai puțin. Însă acest lucru va fi foarte greu în acest viitor context climatic și european în care vom fi situația. Dar eu vă întreb altfel, consumatorul român, telespectatorul care privește, și fermierii sunt consumatori, lumea poate, adică și dumneavoastră Mergeți la magazin, vă Cu cumpărați siguranță. mâncare pentru dumneavoastră, pentru familie, trăiți aceste majorări de prețuri pe care le, le simte fiecare român și fiecare cetățean european până la urmă. Ce le transmiteți până la urmă consumatorilor? Fermierii români au capacitatea să asigure securitatea alimentară a României? Nu se pune problema ca în momentul de față să apară o criză la nivel național. Având în vedere faptul că noi producem mult mai mult, față de. A, cât în zona vegetală. Exact, față de ce putem să, să producem. Deci, riscurile de a rămâne fără pâine, nu ulei, există, nu. mălai, nu, nu. făină... Aceste lucruri uh, fac parte tot din categoria acelor jocuri de, de manipulare, acelor jocuri prin care trebuie să recunoaștem că unii foarte mulți băieți deștepți câștigă. Fac bani. Pe, pe, pe spatele majorității. Uh... Din păcate, din păcate, ace, a, prin fenomenul prin care trecem și noi pe tot ce înseamnă acest lucru de formare a prețului la bursă și așa mai departe, acest lucru se întâmplă și în această zonă. O altă întrebare. Consumatorul român, ce trebuie să știe despre calitatea produselor pe care fermierii români le, le fac, le, le realizează? Adică vorbim de produse sănătoase, vorbim de produse nutritive. Care e standardul până la urmă? Pentru că și discuția aceasta despre pesticide, iarăși lumea se gândește Sigur. poate că Correct. e evident că sunt niște doze care trebuie date așa exact. Este. E ca la medicament când e vorba de o, o prescripție și un dozaj. Dar până la urmă, dumneavoastră, pentru că sun sunteți acolo, la, în fermă, zi de zi, ce le spuneți așa direct consumatorilor români, fermierii români, ce fel de uh, hrană fac? Domnul Macovei, mi-a plăcut foarte mult că a spus punctul pe ei. Noi lucrăm cu medicamente și acum o să mă refer strict la sectorul vegetal. Aceste medicamente, ca toate celelalte medicamente, aceste medicamente ale plantelor au anumite contraindicații, au anumite, cum să le spunem, recomandări și, într-adevăr, trebuie să recunoaștem faptul că de cele mai multe ori ele sunt date pe mâna tuturor persoanelor care lucrează în agricultură. Persoane care nu au studii, persoane care nu știu anumite noțiuni, și am mai avut ocazia, dar o spun și aici la dumneavoastră ce înseamnă un timp de pauză, ce înseamnă o doză corectă, ce înseamnă o doză letală. De ce e Sunt nevoie de o, de o, o, o educație pregătire. și o pregătire Cu și sigurat, a fermierilor? Este nevoie de o profesionalizare a forței de muncă din Sigur. sectorul agricol. Dacă nu proprietarul fermei, măcar agronomul care se ocupă, că până la urmă. Automat. Proprietarul fermei poate să nu fie agronom, nu e obligatoriu. Dar Automat. specialistul care lucrează zi de zi și Cu aceste managerul, substanții. să zicem, Evident că trebuie să, aib trebuie să aibă cunoștințe. habar de aceste cunoștințe, trebuie să știe cu ce se mănâncă, și bineînțeles, pentru că vedeți, dumneavoastră de aici s-a plecat la această isterie: că, sunt, că glifosatul este cancerigen, că, produse, că dăm cu o travă pe asta, nu există așa ceva. Atâta timp cât ele sunt aplicate conform etichetei, conform mm. recomandărilor pe care producătorul le dă nu mai, apar probleme. Și mai trebuie să spunem ceva sunt și foarte scumpe, adică nu mulți fermieri își permit să dea așa în exces substanțele respective pentru că costă foarte mulți bani. Nu, eu sunt o persoană care are încredere în fermierul român și sunt convins că foarte mulți dintre telespectatorii dumneavoastră fac chestia asta însă trebuie ca lucrurile să fie făcute cu echilibru și cu răspundere cu simț de răspundere. Dar le spuneți clar în față că nu există pe ceea ce înseamnă hrana românească, cerealele românești, semințele din care se face uleiul românesc, nu e, totul este în standard european de calitate, produse sigure și nutritive, nu? Da, eu nu fac probleme, pentru că vedeți dumneavoastră acum toate aceste produse trec printr-o mulțime de filtre până să ajungă adică, pe... dumneavoastră, personal, pera. ați mâncat grâu din ferma dumneavoastră? Adică fără, ați, face fără făină? Nicio ați, ați mâncat pâine? Din... Fac chestia, A, asta. Fa fac chestia nu? asta. Deci fac făină pentru consumul da. propriu, pentru consumul angajaților din ferma noastră, mălai, deci nu se pune problema să ne schivăm de așa ceva, pentru că eu știu ce fac și știu ce am de făcut. Mi-aș dori ca să amplificăm acest fenomen de specializare a... E una dintre a mizele portereu. dumneavoastră și în activitatea publică pe care o aveți, care Ane, într adevăr a fermierilor. Într-adevăr. Unde vă vedeți peste 10 ani? <laughs> nu știu ce să spun. Mă văd tot pe la grădiștea, pe câmp, cu plantele. Nu, lăsând gluma la o parte, îmi doresc să... Cum să spun? Să încerc să cresc oarecum rentabilitatea acestei afaceri, să încerc să închid pe cât posibil lanțul, să Noi depind. tehnologii credeți Sigur. în digitalizarea agriculturii? O practicați? O, pra o practic și vreau să încerc să depind, să devin mai puțin dependent de orice factor extern pe care nu l pot controla. Din păcate cel mai limitativ factor sau cel mai Greu de controla factor, de fapt, cel mai imposibil de controla factor va rămâne vreme. Și apa, mă rog, indirect apa. Automat. Nu aveți apa. irigații în fermă? Nu, nu avem irigații. v ar plăcea să aveți, nu? Aș fi. Dacă aș avea irigații, ar trebui să mă întrebați unde mă văd peste 10 ani. Aha. În termen de avere personală. <laughs> da, mă nu, în termen de, de. de cum să spun, de degajare sufletească, pentru că vedeți dumneavoastră vă... lucrurile. <laughs> Reformulezi, vă vedeți peste 10 astea? ani cu un sistem de irigație în fermă? Nu cred. Nu, nu, nu. va ajunge acolo? Nu? nu, din cauza faptului că, pe de-o parte, uh, irigarea care se făcea pe vremurile regimului uh, trecut uh, a fost distrusă și nu se mai poate reface nimic. Uh -huh. Iar partea de irigare pe, pe tot ce înseamnă foraje este un lucru care pur și simplu te dezarmează. De, de a te apuca, nu știu câți sunt. Sunt câțiva fermieri în țară care Mai au reușit să se, să se avizeze au avut pe tot ce înseamnă foraje, însă ce să vorbim? De cadrul legislativ, noi discutăm despre irigații, dar nu avem cadrul legislativ. Sunt multe lucruri care trebuie atinse până să discutăm despre irigații. Oricum, ca un tânăr fermier care a asigurat securitatea alimentară a României, alături de colegii dumneavoastră fermieri, nu pot decât să vă felicit și să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Punem punct acestei ediții Agrostrategia. Urmează o nouă ediție Fermierii României. Reportaje foarte interesante, foarte frumoase. Vă invit să rămâneți alături de noi. Ne revedem mâine la orele 10. Toate cele bune!